Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Ați văzut că de mai bine de două săptămâni sistemul medical românesc este zguduit de o serie de nemulțumiri, de conflicte la nivelul medicilor de familie, apoi a medicilor din ambulatoriu, a celor din spital, care iată încearcă să obțină condiții mai avantajoase de contractare a noului contract cadru. Una din verigile sistemului de sănătate românesc rămâne evident și farmacia. Farmacia de la care fiecare din noi se duce să-și cumpere rețeta compensată și gratuită în cazul în care medicul i-o prescrie. Pentru a discuta toate problemele și nemulțumirile care s-au acutizat și la nivelul Colegiului Farmaciștilor, am invitat-o astăzi în platoul emisiunii pe doamna farmacistă Ana Maria Stejar, președinte a Colegiului Medicilor Farmaciștilor Neamț. Bună ziua și bine ați venit la Roman 24, doamnă farmacistă. Da, bună ziua. Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Noi ne-am mai întâlnit, ne-am mai auzit telefonic în perioada asta, în care ați rămas surprinsă că nouă, ca și reprezentanții ai presilor, ne sunt foarte cunoscute problemele cu care ne confruntăm. Da. Știu că săptămâna trecută ați avut o întâlnire a Colegiului Medicilor, unde ați Colegiului Farmaciștilor, unde ați analizat toate problemele pe care aveți. Deci astăzi este marți, suntem la două zile de la protestul medicilor de familie. Haideți să analizăm. Noi ne-am întâlnit într-adevăr la nivelul Colegiului Farmaciștilor din România, dar au fost alegeri pentru structurile de conducere. N-am avut o ședință de analiză. Noi cunoaștem foarte bine problemele cu care ne confruntăm. Ne-am ales acum reprezentanții pe țară și vom demara în viitor acțiuni concrete, să reușim să schimbăm ceva în domeniul nostru sau să îmbunătățim multe lucruri cu care pot fi perfectibile, cu care multe probleme care au rămas și ne apasă, dar deocamdată nu am făcut discuții despre. Bun, deci, dar noi acum discutăm cu dumneavoastră despre care sunt problemele în sistem, ca să înțeleagă problemele pacientul care ajunge. Problemele de sistem nu sunt de ieri, de azi sau de două săptămâni, de când acum să zicem că le urmărim mai atent. Problemele sunt de mult în sistem și eu cred că sunt în toată societatea românească, nu numai în sistemul de sănătate. E o bulversare totală, nu numai a valorilor, dar și a condițiilor în care ne putem desfășura munca, noi ca profesioniști în sănătate, nu ca comercianți. Din păcate, ne referim la farmacii și farmacia este un loc de sănătate, dar este o verigă dintr-un sistem de sănătate, o verigă, dar s-a transformat în timp prin legislații, prin tot ce s-a întâmplat în domeniul nostru, într-un act mai mult sau mai puțin comercial, aproape exclusiv comercial în ultimul timp. Absolut, păi ori pe fistul de la Taraba din piață, ori farmacia pentru. Din păcate, aș spune așa, pentru că noi ne confruntăm cu situația în care suntem mereu la mijloc între actori, deci noi nu hotărâm niciun preț, când e prețul cu amănuntul la medicamentele care se liberează pe rețetă, ministerul în colaborare cu firma producătoare stabilește. Dacă pleacă la export și noi nu avem medicamente în farmacie și suferim alături de pacienți, tot nu e problema noastră, suntem la mijloc. Suntem la mijloc cu casele de asigurări, dacă nu primim, dacă ni se refuze eliberarea sau dacă avem probleme cu
pacienții, tot la mijloc, tot ce, tot ce probleme avem noi. Nu mai vorbim de funcționarea dezastruoasă a cardului de sănătate. Sănătate, păi tot, tot noi suntem veriga din fața pacientului, clar, exact cel care vrea să-l servească și de multe ori din cauza că sunt atâtea lucruri care... Doamna președintă, vreau să pornim discuția de la această legislație absolut incoerentă. La un moment dat, prin anii 90 și cât era, când exista legea care spunea că o farmacie este suficientă la 5.000 de locuitori. Problema cu care ne confruntăm noi ca profesioniști și tot ne-o amintim, nu-i neapărat a farmaciilor la numărul de locuitori, cât era a proprietății asupra farmaciei. Pentru că în primii ani după Revoluție, în legea farmaciei, farmacia era proprietatea exclusivă a farmacistului și atunci el își rostuia treaba după profesia lui. Profesia lui e întâmplător, adică întâmplător, așa este ea constituită, are o latură și comercială prin faptul că la sfârșitul prestației pacientul plătește. Dar noi ca profesioniști nu am fost pregătiți pentru ideea asta de a lua banul. Noi suntem pregătiți pentru ideea de a face bine pacientului, de a fi puși în slujba lui. Și atunci noi ne conduceam farmacia după deontologia și etica profesională, după modul cum am fost noi pregătiți. În momentul în care s-a schimbat medicii și farmaciștii, da, deci eram Hipocratic. Da, pe măsură ce piața a cerut alte legislații, în momentul în care a putut legea farmaciei, deci farmacia nu mai fost, putea oricine să, deci în momentul de față poate oricine să înființeze o farmacie. Deci, dacă are farmacist, să fii farmacist ca să ai farmacist șef. Da. Deci, într-adevăr, un farmacist șef conduce o farmacie, dar patronul poate fi orice. Și la un moment dat interferă interesele comerciale ale firmei tale, farmacia, cu independența profesională a farmacistului. Și atunci profesia nu mai poate fi exercitată în condiții de libertate a profesiei. Ți se impun anumite vânzări, anumite valori, anumite, ca să poți să, deci, restricții atunci... impuse de acest cod fiscal aberant pe care nu poți să-l aplici la fel la persoana fizică din piață care vinde zarzavat. Asta este că noi ulterior farmacia a intrat în zona asta de cod caien în care suntem priviți ca o societate comercială efectiv de vânzare și atunci ne supunem la toate regulile astea economice clare, suntem plătitori de taxi, de impozit, TVA-uri și atunci modul în care reușim să creăm un mic profit ne susține sau nu, altfel dispărem ca unități, de asta au apărut și atâtea lanțuri, pentru că colegii farmaciști n-au mai putut să susțină farmaciile și atunci au trebuit să renunțe într-o formă sau alta și au fost cumpărate licențele, pentru că în momentul de față, de ani buni, farmacii nu se mai pot înființa farmacii noi. Pentru că, totuși, măcar criteriul ăsta a numărului de farmacii la numărul de locuitori a rămas totuși valabil și este valabil, adică și în momentul de față. Adică era la 5.000 de locuitori. Nu prea au fost la 5.000, au fost inițial la 4.000, după aia au scăzut la 3.500, acum în oraș eu știu că e la 3.000. Câte farmacii avem în Roman? Dar în Roman sunt peste 30 ceva. Oricum orașul este închis. Orașul Roman este închis chiar înainte de a apărea ultima catenă din spatele casei de cultură, care a apărut fără licență clară. Deci, multe catene în anul respectiv au apărut fără să mai aibă dreptul. Dar au existat excepții în legea respectivă cu spații comerciale de mare mărimi, în fine, și atunci au fost niște încălcări și s-au deschis foarte multe farmacii în țară, deși nu făceau parte din zona aia de excepții.
Legiuitorul a înființat o excepție la un moment dat în legii pentru farmaciile care se înființau în mall-uri sau în magazine din astea mari, gen Kaufland, gen... De aici, cei care au încercat să încalci breșă, adică au găsit o breșă și au creat o breșă și atunci au devenit spații de genul ăsta, orice spațiu la parter de bloc. Ca dovadă că aici noi nu avem Kaufland, că suntem aici în spatele casei de cultură și avem o farmacie catena în spatele nostru, aici nu e Kaufland și nu e... Și asta de aici au apărut. Catena câte farmacii are în Roman? Două are, dar una este pe licență cumpărată, că vorbeam ce de licențe. Ce înseamnă asta, licență păi, cumpărată? Păi licență cumpărată... Păi, ce înseamnă licență cumpărată? De fapt, e un fond de comerț care se renunță în momentul în care nu mai poți înființa, în cazul nostru, o farmacie, mai sunt și alte domenii în care există licențe, dar nu mai poți veni cu licență nouă. Cel care renunță la afacerea lui îți predă, practic, licența, că licența nu se vinde sau se... E un termen impropriu de spus că am cumpărat farmacia. Se dar transmite, să, da. Bineînțeles, cu contra unei sume de bani, dar de fapt un fond de comerț se numește alt farmacist dirigente, dar se preia într-o formă sau alta, dar practic în condiții onorabile. Deci nu de genul în care am deschis peste. Așa ceva acum a exclus, deci la ultima catenă, care cred că e din 2006 sau 2007, nu știu când a fost asta în spatele casei de cultură, de atunci nu s-a mai înființat nicio altă farmacie. Dar nu e suficientă catena, că mai avem sensibil. Celelalte sunt înființate, încă oricum n-are rost să ne referim în roman, orașul este închis, deci el o depășește numărul de locuitori de mult, numărul de farmacii depășește de mult rata la numărul de locuitori. Slavă Domnului, farmacii noi nu o să mai apară, dar problema este că s-au schimbat, adică au apărut foarte multe lanțuri pentru că mulți din colegii noștri au renunțat. Haideți să un pic să explicăm ce înseamnă lanț. Ce este nociv, în ce este lanț, înțelegem. Da, ce o este lanț. Mare care are în care este în toată deschis. Țara și cum sunt corporațiile în general, înțelegem în orice domeniu, pentru că asta se întâmplă și în domeniul alimentar și în domeniul... Dar aceste, cum își permit aceste lanțuri? Asta este întrebarea. Să practice aceste prețuri de dumping, că de fapt aici e problema pe care o înțeleg eu. Eu cred că s-o și exagerate, deci este un cumul de factori la care s-au ajuns așa, în momentul în care noi am mers paralel cu aceste lanțuri până în anul 2010-11, existau multe farmacii independente, existau și lanțuri, dar ele erau liniștite, joiau. Ei, de prin 2010 a început marea schimbare, adică a început, cum să zic, o invazie a lanțurilor încercând să cucerească tot, adică a fost un cumul de împrejurări care nu știm acum dacă au fost deliberate sau întâmplătoare. Cu o publicitate agresivă. Nu numai, dar acumulată cu perioada în care noi am primit plăți de la rețete. Deci aici au fost, când casa de asigurări am avut plăți la rețete care au ajuns aproape de 300 de zile. Deci undeva 2011, 12, 13 au fost ani foarte grei în care noi recuperând foarte greu banii de la casă, am fost obligați cu furnizorii noștri să încheiem tot felul de cesiuni de creanțe și tot felul de lucruri pe care ne-au îndatorat, n-am mai putut să ieșim din situația asta. Și atunci treaba asta... Dar cu ce au venit ei? Cu o infuzie de capital lanțurile de magazine? Nu, dar ei altfel s-au putut susține, pentru că având în spate un distribuitor de medicamente, perioada aia foarte grea, au putut-o altfel depăși. Și atunci, după ce o trec cu perioada, casa plătește și acum plătește bine, că plătește la timp. Dar ei sunt în relație cu casa și aceste lanțuri? Dar normal, păi în primul rând banii pe rețete sunt vizați. Deci, știți, noi am rămas cu munca cu pacientul, ei în primul... Bine, eu nu zic că în farmaciile de lanț, farmaciștii, colegii noștri nu își desfășoară cu profesionalism treaba. Eu vreau să zic că, în primul rând, rețetele sunt o, cum să zic, nu să...
Aveți dreptate, mult timp la început când au apărut, ei nu erau neapărat pe sistemul ăsta de asigurări. Ei veniseră cu multe produse, cu multe lucruri așa, eu știu, importuri mai deosebite, dar ulterior au vizat piața în special pentru rețete și de asta de multe ori la farmaciile noastre independente, de bea dacă mai ajunge vreo rețetă, s-au așezat vis-a-vis de spitale, de policlinici, în centri de VAD, lângă farmacii, deci au preluat farmacii vechi sau s-au așezat undeva, undeva vadui creat și atunci ei în primul rând vânează rețetele. Să nu uităm dona de vis-a-vis de spital, nu? Deci acolo neapărat tot un ies... lanț de magazin? Dona, păi nu-i da. Lanțul, dona. Lanțul, dona. Păi lanțul... da, și dona are practic aici nu are la blocul ăsta unde e BRD-ul, foarte, foarte aproape de cea de vis-a-vis de spital. Dar tot o trebuie făcut una vis-a-vis de policlinică, acolo când ies omul cu rețeta să intri la dona. Deci urmăresc rețetele, dar asta vorbeam, ei au putut susține altfel perioada aia și din perioada aia ieșind cu o publicitate agresivă și așa, noi de bea ieșind așa, știți, care din noi a mai rezistat, care e așa în condiții destul de grele, plus că ei altfel pot negocia la un moment dat cantități de produse și pot obține altfel prețurile. Pe când ai o singură farmacie și pe aia din greu o duci, cum poți negocia și ce poți să... E dificil, dar au speculat momentul ăsta, deci l-au făcut în așa fel reclama și toate astea, că într-adevăr, efectiv, oamenii se aleagă, pentru că nu din multe ori nu e adevărat neapărat concret, că... Știu că acum există par colegii care interzice reclama. S-a încercat. N-a fost să fie. Deci orice lucru care se încearcă rămâne în statul de încercare. Ceva, până la urmă, pe traseul ăsta se interpune și până la urmă rămân toate cum sunt, pentru că noi cu greu ne mai putem auzi, dar știți cum e? Eu vin din partea Colegiului Farmaceștilor, care este o organizație profesională și atunci... Ca și Colegiul Medicilor de Reglementare în domeniu. Da, dar noi suntem colegi în această organizație, indiferent unde lucrăm. Și atunci eu pot doar ai, să... Fac parte și farmaciști din Colegiul din Farmaceștilor? Păi, Colegiul în sine este organismul care eliberează dreptul... Deci, de licenție. Dreptul de liberă practică a farmacistului practician, cum e și la medici, a medicului. Da. Și atunci, fără acel drept de liberă practică, deci ele girează profesia. Bun. Noi ne ocupăm, într-adevăr, și de farmacii, pentru că întâmplător, farmacistul lucrează, în primul rând, în farmacii, dar farmacistul nu lucrează numai în farmacii, rămâne și în facultăți, farmacistul rămâne în industrie, farmacistul, deci îl găsim în mai multe locuri. Noi, colegiul, suntem organizați pentru toți farmaciștii rămași oriunde în sistemul ăsta. Dar, practic, primul lucru când te gândești la farmacist, vezi farmacia ca unitate în care farmacistul există. Și de asta noi, de cele mai multe ori, suntem chemați sau trebuie să vorbim despre farmacie. La dumneavoastră când au avut alegerile? Că la Colegiul Medicilor de bea sau... Păi și la noi de bea s-au terminat. La noi s-au terminat pe 20... S-au validat undeva pe 26 februarie. Deci, și dumneavoastră sunteți președinte? Ce aveți? Vicepreședinte? Ce președință? Sunt trei vicepreședinți și un secretar. Și de la Roman cine mai este? Din Roma nu este. A, deci nu mai dumneavoastră. Din Roma nu avem vicepreședinte, avem vicepreședinte la Piatra Neamț și din Bicaz, colegul și secretarul, doamna, tot din Piatra Neamț. Dar eu zic că nu e foarte importantă din ce loc din județ suntem. Suntem colegi, ne împăcăm foarte bine. Este într-adevăr La Colegiul Medicilor a fost chiar o... știți că s-au anulat cele de anul trecut? Da, da, s-au invalidat cele de anul trecut, da. Pentru că a fost o parte legislativă care a fost ulterior că schimbată. Că se spunea numai să nu deții mai mult de două mandate. De fapt, care e avantajul acestei funcții? Da.
Știți cum îi îți o responsabilitate față de colegi. Din punctul meu de vedere, eu nu văd alt avantaj, dar cei dintre noi care pot la un moment dat să-și asume un rol de a lega profesioniștii, de a-i invita la împăcare. Aici mi se pare mie rolul nostru de a reprezenta cu cinste profesia. Pentru libera asta practică se acordă și aici niște credite, probabil. Bineînțeles, noi trebuie să ne ocupăm de partea asta ca farmacistul să fie bine pregătit. Da, de pregătire profesională. Câte credite? Că la medici la 40. Tot 40 pe an, da. Și apoi profesia noastră, ca și a medicilor și alte profesii, trebuie neapărat să de fapt, pregătim. Întâlnirea pe care ați avut-o la Vatra Dornei de curând... Nu, la Vatra Dornei a fost la Gura Humorului. Și nu a avut... N-a avut caracterul acesta de anul. Nu. Asta a fost pe linii de... un furnizor de-a nostru ne propune o intrare tot într-un lanț, adică ne propune să creăm din farmaciile independente care a mai rămas, să ne constituim cu ajutorul lui într-un lanț, putem supraviețui. Vedeți, aici e problema cum vom supraviețui farmaciile independente în paralel cu aceste lanțuri. Eu nu zic în luptă, pentru că nu suntem în luptă. Fiecare încercăm să ne facem treaba cât mai bine. Problema este cum reușim în să condițiile... Să faceți față condițiilor de fiscalitate excesivă. De fiscalitate excesivă, adică într-o condiție relativ de concurență neloială, pentru că suntem în concurență, dar dăm ce mai bun din noi, dar nu avem condiții cât de cât egale, adică nu avem cum să le avem egale, dar la plăți, la datorii, la, eu știu, la impozite, azi venim exact la fel, ca și cum am avea... Ca orice comerciant, da. Discutam cu doamna farmacist Magdalena Vădăni, care mi pomenea de un alt lucru care mă nemulțumește pe dumneavoastră. Faptul că farmaciile au renunțat la ceea ce, la profesia de altă dată, aceea plăcută în care farmacistul intra în laborator, făcea anumite preparate, făcea... Acum dumneavoastră spune că se face numai comerț. Cel puțin dumneavoastră mai ține la o serie de produse. Eu cred că în general ținem. Deci farmaciile independente în roman, cele care au farmacistul ca proprietar, că aici aș vrea să fac o paranteză, pentru că paranteza asta sunt foarte mândră. În orașul Roman sunt multe farmacii independente cu farmacist proprietar de farmacii, ceea ce nu se întâmplă în multe orașe mari ale țării. Deci noi aici avem aș zice 15, cel puțin 15 din ce știu, adică 16 chiar farmacii independente, dintre astea de care am spus, sunt care au și două farmacii, chiar trei farmacii. Dumneavoastră câte? Una. Sunt în mediul rural. Nu, din oraș. Amator, nu? Da. Dar, și cum e zona acolo? Păi zona mea de 22 de ani. Știu că aveți ceva și în Kaufland? Nu. Nu am în Kaufland. Poate ați văzut pe televizor, da, o reclamă. O reclamă. Nu. Noi aici, în modul ăsta... Dar în mediul rural aveți? Că toată lumea așa că am deschis. Nu. Puncte. Am la Băzienii dinspre Vaslui un punct din 99 și un punct la Cordun de acum 2 ani, dar nu. Știți cum eu tot le zic și la colegii mei cu care ne gândim și zic că să ne gândim așa că și Elveția e o țară mică, dar o știe o lume întreagă și dacă semănăm încredere, vom supraviețui. Și atunci există aici, de asta zic că sunt mândră, există aici un elan, adică o forță așa care ne unește și care ne ajută ca profesioniști să rezistăm, pentru că oamenii din Roma ne iubesc, că altfel n-ar fi existat. Și atunci ca profesionist, doamne, este un farmacist desăvârșit în laborator, că laborator avem toate din astea de care vă spun, toate preparăm la cerere și preparăm și așa rețete consacrate, avem fiecare succesele noastre, dar dumneavoastră este deosebită din punctul ăsta de vedere.
ne, cum să zic eu, ne și ajutăm mult. Și suntem este multe, rar, deci suntem de rar și atunci suntem un exemplu, deci eu aș zice că putem, de exemplu, există o rivalitate. Există o rivalitate aici, pentru că asta încercăm noi să arătăm, că de fapt noi suntem în competiție doar cu noi înșine. Dacă noi cu noi înșine suntem mulțumiți de ce facem, imposibil să nu facem bine ce facem și să nu fim. Problema este că de cele mai multe ori ne speriem, ne frică, nu mai știm ce să facem, așa când ne susținem unii pe alții și avem încredere unii în alții și semănăm încredere, eu am, cum să zic, nu că optimism, dar așa mi se pare că ar trebui să funcționăm la nivelul țării și în orice domeniu. O mare problemă pe care ați avut-o și dumneavoastră indirect a fost acest car de sănătate care dă atâta bătaie de cap și medicilor și nouă. Cum acum, cred acum că merge mai bine. Sau ne-am învățat când mai stă, dar chiar în ultimul timp parcă așa, chiar se vede că au început să meargă și am înțeles că acum chiar sunt negocieri foarte clare cu mentenanța asta pe program, că aici, de aici au derivat toate problemele. Da, se bloca cadrul. Se bloca pentru că nu era cine să mai asigure. Ulterior am pus programul, dar cine îl veghează? În domeniul IT e foarte important cine gestionează ulterior o treabă. O facem și rămâne. Dar acum am înțeles că acum și funcționează. Eu consider mai că e un câștigă cardul. Mai puțin cel al obsnașului card. Imposibil. E un câștig cardul. Trebuie să știm ce facem în sistem, trebuie să fim atenți, trebuie să urmărim. Problema este tot ce facem, să facem deci bine. Păi să funcționeze. Deci pornim de la o idee bună, pornim de la o treabă, ne blocăm pe parcurs, începem să zâmbim colț în colț, ceva nu merge, ceva nu funcționează, nu mai știm de unde provine problema, deci dacă ar funcționa bine, chiar spunea cineva la UPU, ajungi în stare de urgență, apoi aproape că poți să-și mori până trece cardul ăla prin toate, deci da, toată lumea e ocupată cu fișii, cu card, și omul până stă pe targă și așteaptă cardul. Eu cred că am putea depăși situațiile astea, dar cardul în sine, ca idee, este un lucru bun. Cum îl facem, cred că depinde și din noi, dar de sus în jos, dar depinde într-un fel să acceptăm lucrurile noi bune care se știu întâmplă. Știu că probleme mari ați avut și cu aprovizionarea cu medicamente. Și este... Pentru că tot aceste companii multinaționale țin la aceste prețuri ridicate. Nu cred că asta este motivul. Din contra, lipsa care este acum în prezent este în special datorată faptului că, după cum bine știți, avem, România are cel mai mic preț de medicamente din 12, s-au făcut media 12 state europene și noi avem cel mai mic preț la foarte multe medicamente. Da, dar și cele mai perimate medicamente. Am înțeles că tot ce în Occident s-a interzis, la noi se vinde. La noi încă mai există. S-au interzis sau poate încă n-am accesat ultimele molecule și asta e drept, dar faptul că multe medicamente vin pe o poartă și pleacă pe cealaltă pentru că... Ce înseamnă asta, vin pe o poartă? Păi vin pe o poartă pentru că, după cât știm noi, fiecare producător extern are o anumită cantitate pe bază de istoric și de modul cum au fost de-a lungul anilor contractele cu România, o anumită cantitate de medicamente, dintr-un medicament pe care o poate aduce în România. În momentul în care el trebuie să aducă cantitatea aia cu preț mic, odată că nu se știe dacă o mai trimite pe toată și în al doilea rând importatorul, deci ar lăsa-o în țară la noi cu preț mic, când poate să o revândă cu preț mare în țări din Europa, de la care ar lua mai mulți bani. Știți? Bun. Și pentru că în cadrul Uniunii Europene, comerțul între state deja nu este import-export, e comerț intracomunitar și atunci asta e o treabă
perfect legală, ci găsesc mai convenabil latinii, iau de latinii, tu-mi dai mie, eu fac... Când ajungem la medicamente, ne-am blocat. Probabil de asta, da. Adică dacă același lucru se întâmplă cu alte produse și nu ne deranjează, pentru că în definitiv e bun că găsim și aia și aia la medicament, ni se ia medicamentul de la gură, practic. Se ia și atunci acest medicament care deodată nici nu mai rămâne mult în țară, din el poate pleca mult în aceste lanțuri, pentru că avem interes și avem, cei la care noi oricum vindem mai mult și atunci le dăm mai mult și ce avem mai restricționat, sau avem interes chiar să le creăm niște facilități pentru că avem tot felul de legături cu ele, noi ceilalți ce să mai avem? Deci asta e, aici este iar apropo de concurența nelui, adică nu e același mijloc, nu apelăm aceeași fel, adică nu suntem tratați în același mod. Din păcate, deci din păcate, pentru că ușor, ușor, probabil că în genul ăsta de mai devreme sau mai târziu vom ajunge la șomaj. Adică farmaciștii nu vor mai avea unde lucra. Farmaciile vor rămâne din ce în ce mai mult cele de lanț. Acolo numărul de salariații fix. De cele mai multe ori se preferă tineret, care arată și bine, tânăr, plin de elan și bun de muncă. De la o anumită vârstă, farmacii independenti, dacă tot îi pierdem, îi pierdem, îi scăpăm, așa. Fabrici de medicamente, ne plângem că dispare producția. Ce se întâmplă cu industria? Și industria la fel obligată, tot cu prețuri mici. Iași, antibiotice Iași, eu știu că merge foarte bine și pe bază de export. Că exportă inclusiv la... Da, Clujul o schimba nu știu câți proprietari. Deci el de mult nu mai este român. Unde mai avem fabrici de medicamente? Cu capital exclusiv românesc și de anvergura antibioticilor, eu știu că numai antibiotice. Așa, cu capital românesc mai avem, dar producători mai micuți. Dar aproape 80% din ei, adică chiar toți, eu știu că toți au capital, adică au un proprietar străin. Deci mai există proprietar român. Există în România fabrica, să fac medicamente în continuare românești, dar nu mai există proprietar român. Ce se întâmplă cu prețul la medicamente față de puterea de cumpărare scăzută a românilor? Ce se întâmplă? Pentru că odată cu scăderea prețurilor la medicamentele care se liberează pe bază de rețetă, producătorii și-au motivat gestul de a crește prețurile la medicamentele care se liberează fără, ca să obțină o contrabalansare a pierderii. Și atunci s-au năpustit și au mai scumpit de multe ori produse care, de fapt, pe alea le cumpără omul cu bănuții. Și atunci, pentru el, săracul, nici mari lucruri pe rețetă n-au văzut, pentru că oricum casa l-a ajuta. Scăzând prețurile la medicamente, casele de sănătate au dat mai puțin la prețul de referință și de multe ori pacientul a plătit mai mult, deși știa că s-au ieftinit. Pe partea asta, la alte medicamentele eliberate, care nu se liberează pe bază de rețetă, au crescut ca preț și tot cresc. La 2-3 luni ar veni informare, 5% vor crește, 5%, deci tot cu câte 5, câte 5, câte 5, ele tot cresc. Și atunci au 9%, asta e de mult. Și atunci, până la urmă, într-adevăr, exact cum spuneți, nu știu ce vede cetățeanul. Deci cetățeanul nu poate să vadă decât, eu cred că s-au și obișnuit. Pentru că asta cred că se întâmplă peste tot. Nu am crezut că dacă scade TVA-ul, în momentul în care a scăzut TVA-ul la suplimente, pentru că noi în farmacie avem medicamentele care au avut totdeauna 9%, dar în paralel am avut suplimentele alimentare care au avut 24%. Anul trecut, când a scăzut prețul TVA-ul la alimente, suplimentele alimentare au intrat în aceeași categorie și atunci a scăzut cu 15% TVA.
aveau. Dar aproape în paralel cu scăderea TVA-ului, cei mai mulți importatori și producători de suplimente au mărit prețurile între 10 și 15%. Și atunci noi, de asta ziceam, ultima verigă, deci ne-am trezit cam cu același preț, omul săracul nu a prea simțit nicio ieftinire de TVA, de nimic, deci nicio ieftinire, nicio schimbare. Din păcate, ăsta e sistemul. Știți, noi încercăm cât putem să nu ajungă nimic din ce ni se întâmplă la pacient, că nu nici mai interesează, nici amărâți pensionari, că majoritatea sunt bătrâni și bolnavi. Dar într-adevăr ne zbatem cu mari probleme. Deci ne zbatem, dar ne zbatem de ani de zile și până la urmă găsim căi. Dar important este la, știți cum, indiferent unde merge, la care din colegii noștri, indiferent că pleacă și la lanțul și merge acolo, să mai intre și la noi, la farmaciile independente, pentru că putem să-i ajutăm. Și ei vin și știu că vin cu rețeta luată din altă parte, vin și caută preparatul la noi, vin și caută modul de administrare la noi, vin și să sfătuiesc, mai stau pe băncuța acolo și mai vorbim de să plece cu o stare, știți? Până la urmă asta e important, să-i schimbăm starea. Concluzia, doamna farmacistă, vă organizați, treceți dumneavoastră la proteste? Împotriva cui mai protestați dumneavoastră farmaciștii? Eu nu cred că pe baza, cum să zic eu, eu cred că să putem fi auziți, protestul nostru principal ar fi să ne facem treaba bine, să reușim să fim, cum să zic, de foarte integri. De proteste din, noi putem susține, dar eu nu prea cred în mișcările astea pompieristice. Astăzi facem așa, de fapt, eu știu că mâine am să mă duc să semnez, dar astăzi noi nu prea avem, noi ca profesioniști și ca cetățeni obligați să ne susținem farmaciile, nici nu avem cum să nu semnăm, de exemplu, un act adițional având în vedere că suntem într-un contract și noi acum continuăm contractul până la semnarea celuilalt. Eu sunt de părere că acum astea 3 luni care au mai rămas până la semnarea contractului să reușim să găsim urechi să ne audă problemele care există, păi, și acum funcționare. Acum. Păi, da, dar nu neapărat de astăzi. Pacientul ce vine are azi, că pe întâi era programat la medic sau trebuia să vină la farmacie. De câteva zile în care nu-i semnate contracte, nu se validează rețetele. Nu se validează. Eu am înțeles, am întrebat și la Casa de Asigurări, în general, medicii care au semnat adițional au eliberat rețete. Cei care sunt în grevă sau cei care încă n-au semnat, dar nu sunt grevă, că mai este și situația, sunt toți au venit astăzi la semnat, dar luni, marți au promis că ajung. Atunci ei o să ajung, adică ei n-au mai dat rețete, fiind în grevă, n-au mai făcut acest act medical, deci n-au mai terminat, au consultat pacientul, am înțeles că n-au mai eliberat rețeta. Deci rețeta ar trebui Nici trimiteri. Acum, fiind și 1 aprilie, ce ar fi să ne imaginăm că totul e o păcăleală? Nu? Da. Dar din păcate nu prea avem cum, știți? Totul dacă e vorba de, eu știu... Doamne farmacistă, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și o să vă mai invit. Văd că sunteți spre deosebire de colegii dumneavoastră din celelalte sisteme medicale, din medicina de familie, din medicina de ambulatoriu și spital. Dumneavoastră sunteți, cu toate că sunteți, aveți acest necaz, sunteți un pic mai ponderați mai în ceea ce privește viitorul și credeți că așteptați ca problemele să fie totuși rezolvate. Să fie rezolvate prin dialog. Prin dialog și responsabilizare. Atât, în rest... Stimați respectatori, mulțumesc doamnei farmaciste pentru prezența în emisiune și dumneavoastră pentru interesul cu care ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare pe Roman24 online.